Delenilor nu au vrut ca fostul lor jucător să se poată evolua împotriva echipei de care aparține până la urmă. O intervenție acum al lui nou Mamele. Gorjenii deocamdată nu găsesc culoare către poarta lui Cristian Naumovski. Macedoneanul lăsat să ruginească pe banca de rezerve a avut șansele sale în turul campion de două atingeri în plus, a pierdut momentul inițial, a tras bine, Naumovski a respins peste poartă, centrează acum Nistor, o minge va fi foarte important în această partidă, aportul defensiv al mijlocașilor de bandă de la Dinamo, Alexe și Rus. Acum care îndepărtează mingea de zona propriului careu, revin gorjenii în posesie în jumătatea adversă, Nistor în spate pentru Călin Cristea, care încearcă diagonala spre demarcat în jumătatea adversă. Nu a fost cazul însă, să vină o pasă lungă, care cu siguranță ar fi încercat-o Viitorul Rapid, încheiat cu 2-1 în favoarea giuleștenilor. Mușat vine la prima bară, centrarea în acea zonă, o minge care l-a depășit însă pe Viorel Nicoară. Nistor repune pentru același Nicoară, încearcă să se descotorosească de adversar. Nicoară găsească un coechipier căruia să-i trimită mingea Rapid. A stat cu balonul în brațe mai mult de 6 secunde. Însă aceasta este o regulă care nu prea mingător. Ibech încearcă să scoată mingea din acea zonă. O trecere frumoasă acum a lui Claudiu Voiculeț. Însă Dandea în aceeași măsură, care e important și aportul defensiv al lui Bubacar. Despre Bubacar s-a spus că ar avea ceva probleme medicale și că ar fi incert. Iată-l evoluând al lui Mircea Axente. A primit Voiculeț însă în condiții nu tocmai ideale. Nistor îl faultează pe Bubacar. Avea nevoie însă de mai multă forță și de o altă, de un alt fel de precizie, de o altă direcție pentru a-l surprinde pe Naumovski. Acum Voiculeț trage de la distanță, Naumovski respinge în lateral, cer gorjenii penalti, însă nici vorba de așa ceva. Atunci când nu sunt opțiuni și jucătorii celor două echipe recurg la pase lungi, Nistor cu fața către poartă, combină cu Matulevicius, Nicoar ajutat de Alexandru Vlad. O eventuală plecare a fundașului stânga în lungul liniei, așa Nicoar a fost obligat să încerce să centreze, deși poziția nu era foarte bună. Nu prea se rămân gorjenii în marginea careului advers. Nistor repune înapoi până la Alexandru Vlad și mai înapoi către Călin Cristea. A lăsat foarte bine Nicoară pentru Nistor. Toată lumea a atacat ca margine pentru același Matulevicius, care combină cu Ibech. Claudiu Voiculeț în spate pentru Nistor, care șutează bară! Macedoneanul lăsat fără replică de execuția splendidă a lui Dan Nistor. Se descurcă excelent acum între doi adversari, mijlocașul gorjean, Călin Cristea pentru Voiculeț. Nistor nu este foarte atent, încearcă pasa filtrantă, însă tăria n-a fost cea potrivită. Manviera nu foarte bine, greșește însă Lukin și acum gorjenii sunt periculoși pentru că sunt 3 contra 3 pe această acțiune. Nistor nu reușește însă să treacă de Sârgean Lukin. Am văzut însă acea reluare și hands-ul foarte evident al lui Mircea Axente. Marcat un gol norocos în partida cu Petrolul, după Naumovski a luat decizia potrivită, alegând să-l dribleze pe Matulevicius în propria suprafață de pedeapsă. Dan Nistor față în față cu Nica, vine și învăluie Alexandru Vlad, o pasă cu capul dată de... Așa însă la mingile înalte, singurul în fața căruia se poate descurca e adversarul său direct din acea zonă, Alexandru Vlad. Recuperează Dan Nistor, Uzman Viera pentru Marian Pleașcă. Se închid din nou foarte bine dinamoviștii.
Din când în când însă gorjenii reușesc să treacă de acest baraj pe care Dinamo îl face. Iată, la trecut o jumătate de oră din această partidă, 0-0 la Târgu Jiu, în pandurii Dinamo. Un meci foarte important în lupta pentru cupele europene, pentru ocuparea unui loc de Europa League. Europa League, marți Bayern München împotriva Barcelonei, miercuri Borussia Dortmund, Real Madrid, joi meciurile din pentru pandurii Târgu Jiu. Minge trimisă pe prima bară, respinge de acolo Ionel Dănciulescu, recuperează băieții lui Pustai, însă nu știu să gestioneze în acest moment și intervențiile colegilor mei aflați la nivelul gazonului. Dan Nistor pentru Voiculeț, nu prea avea alte. De două ori a marcat Dănciulescu aici împotriva gorjenilor. Prima dată a făcut-o în decembrie 2006 la un 3-0 al lui Dinamo. În plus, în aprilie 2010 a fost un 0-0 aici pe terenul gorjenilor. În acest sezon, acela din urmă cu două etape, 1-3 cu Petrolul Nistor. Acum Nistor cu execuție ciudată, nici pasă, nici șut. Avea două variante, Nicoară în stânga, Matulevicius în dreapta. Ligii Campionilor și de semifinale din Europa League. Acum ce ocazie uriașă ratează Dinamo, uluitoare însă și gafa pe care a făcut de la Stuttgart. Recuperează acum gorjenii, Dan Nistor, o pasă pentru sprintul lui Nicoară, e foarte importantă continuarea, vine centrarea cu stângul pentru Johnny Beck, Nistor la un pas să recupereze, Voiculeț trage din prima în blocajul al gorjenilor, Matulevicius înapoi, toată lumea aștepta o pasă în flancul drept, abia acum mingea ajunge în posesia lui per total, Dinamo, din punct de vedere defensiv, a făcut un joc foarte bun. Iată-l pe Nistor acum, trimițându-i lui Nicoară. Pune mâine la un punct astăzi, nu știu în ce măsură le-ar avantaja pe pandurii și Dinamo, în condițiile în care Astra a făcut 50 de puncte după victoria cu Ceahlău, cu Steaua. Petrolul are 48 de puncte. Centrare a lui Nicoară, respinsă de Sârgean Luchin. Destul de dificilă intervenția lui Sârgean Luchin în sezon pentru Dinamo. Un sezon în care au înscris Mușat, Luchin, Rus, Dragoș Grigore și chiar Isaba. Dea scorul în Ștefan cel Mare în minutul 32, însă gorjenii dădeau lovitura în final prin Alexandru Pițurcă și spaniolul Arieta. Lasă această minge să... Cine știe ce soluții, doar Strătilă și Andrei Cristea ar fi soluții, plus Dorin Rotariu, pe care Cornel Țălnar l-a mai... Relnicoară încearcă să schimbe partea, trimite în zona lui Johnny Beck, de acolo respinge Constantin Nicase și resimte fundașul dreapta dinamovist, acuză o lovitură la șold, însă continuă. Sunt Ștefan cel Mare cu 3-0 în fața Oțelului, antrenată la acea vreme de Grigoraș. Pe banca pandurilor era atunci Viorel Chizo. Matulevi Viera vine și pleașcă în acea zonă și Alexe e nevoit să trimită înapoi pentru Dandea. Bubacar la un pas să greșească în fața lui Nistor. Bună această pasă va fi în această fază sau ar putea fi folositor. Însă centrarea lui Bubacar e foarte slabă și gorjenii pleacă pe contraatac. Sunt 3 contra 3. Sprintează și Dragoș Grigore. Să-l vedem acum pe Johnny Beck în careu. Beck este deposedat. Bază, a dus mâna dreaptă către punctul de la 11 metri. Cel puțin așa am avut impresia. Apoi a indicat lovitură de la colț pentru pandurii. Dinamo nu reușește să... Tot gorjenii sunt jucătorii mai periculoși.
E o echipă care se pretează foarte bine jocului de contraatac, are fotbaliști foarte, foarte rapizi. Iată-l pe Ibeh, dă o pasă Pandurii Târgu Jiu la acest scor. Este la egalitate cu Astra. Astra locul 2. Trece foarte frumos acum Dan Nistor, nu are însă soluții. Sunt probleme pentru prima dată de la vestiare, atunci când au ajuns la stadion pentru recunoașterea terenului. Au fost minute bune în care Țălnar s-a întreținut. Andrei Cristea pe sub această minge reținută până la urmă de Pedro Mingote. Nica a încercat să trimită în marginea careului advers, a fost o centrare blocată, recuperează Ibeh, nigerianul îi trimite lui Nistor din nou în superioritate numerică gorjenii, 4 contra 3, Nistor cu o pasă totuși previzibilă, Lebnaru reușește să întoarcă această minge pe care Nistor o trimite în poartă. 2-0, gol marcat de Dan Nistor, splendid și acest gol al Pandurilor. 4 contra 3, spuneam că Pandurii, mingea perfect și Dorin Rotariu nu cred că va mai intra. Acum la 0-2 și a pus din nou un maieu fluorescent pe el. Strătil a fost chemat de la încălzire. La 5-a, la Poli. A făcut istorie în fotbalul nostru, și la club, și la națională. Iată că se oprește această serie foarte bună din campionat. Câteva 15 minute în Liga 1, cele 15 minute jucate împotriva CFR-ului. 3 minute de prelungire arătate de la margine de Cristina Dorcioman. Nu se mai poate întâmpla nimic în această partidă. Gorjenii încearcă să facă și speranță. Intrăm în ultimele 60 de secunde ale acestei partide. O minge pentru Valentin Lemnaru, balon trimis înapoi pentru șutul lui Nistor, cât de aproape de poartă.